S-a pornit în Germania cu mașina tixită cu țigări. Este vorba despre un moldovean de 36 de ani care a încercat să treacă vama cu 25.800 de țigări ascunse în platformele autotransportate. Produsele din tutun însă au fost depistate de vame și de la Leușeni după ce i-au scanat ansamblul de vehicule. Cazul a fost înregistrat în seara de 3 aprilie la ieșirea din țară. În urma imaginilor prelevate, vameșii au observat în roțile celor două platforme autotransportate, dar și în torpedoul microbuzului obiecte suspecte. După ce au demontat torpedoul și pneurile, vameșii au depistat lotul de țigări de diverse mărci cu timbru de acciz al Republicii Moldova. Atât țigările, cât și ansamblul de vehicule în care au fost depistate produsele din tutun au fost reținute. Bărbatul mai urmează să achite și o amendă de până la 4.500 de lei. Tot în seara de 3 aprilie, fără vehicul, a rămas și un bărbat care încercase să iasă din țară cu 7.000 de țigărete nedeclarate. Produsele din tutun erau tăinuite în mai multe ascunzișuri dintr-un autocamion. Este vorba despre torpedou, filtrul de aer și compartimentul destinat bateriilor auto. Cazul a fost raportat de către vameșii de la Cahul, care continuă cercetările.